Dar credeam că pe pistă, nu? Am uite, da. Au venit îmbrăcat? Da, dimineața. Oricum, am declarat la ora asta, da? Pe ora asta. Bună, îmi imaginez. La următoare și dumneavoastră. Vă dați în corp. Nu, o facem împreună, ha? Ah, mai gata, hai. Ha? Gata. Semn de îmbrăcat. Ia. Mai alergat și eu. Da, hai, lasă, că mai ne... Hai, n-am ies curat? Merge. Hai că aici se filmează. Șapte turi, mamă, încă trei, da? Din trei, da. Gata, da? Gata. Hai, e așa, îmi trece cu domnul primar. Da, ia să mă rapă. Hai, tras în țeapă. Cum e, domn primar? De două ori. Două. Mă bucur că, iată, deși e o oră matinală, ora 6 dimineață, câteva zeci de ramașcani au venit la inaugurarea pistei de alergare, o pistă realizată pe bază de zgură, care e foarte bună în primul rând pentru articulații și oferă cele mai bune condiții, atât pentru alergare în scop recreativ, dar în același timp, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu profesorii de atletism, am realizat și distanța optimă pentru participarea în competiții pe această pistă. Până acum, elevii de la atletism se antrenau la Piatra, la Bacău, după ce s-a închis stadionul Constantinescu Nehoi. De astăzi este accesibil tuturor această pistă cu zgură, în cadrul intervalului orar 6:22. Accesul se va face pe poarta 2, poarta dinspre strandul municipal. Acolo unde sunt convins că romașcanii vor avea o oază de relaxare, vom intra și la toaletarea gradenilor, toaletarea tuturor spațiilor verzi din incinta stadionului și, bineînțeles, nu abandonăm nici ideea de modernizare a acestui stadion. Vom lucra anul viitor la un studiu de fezabilitate, în primul rând pentru reparația tribunelor. Cred eu că acesta este lucrul cel mai important la care trebuie să lucrăm și din punctul meu de vedere va fi o soluție legată de demolarea actualelor gradene, care sunt destul de vechi, și realizarea unor structuri moderne, o tribună modernă, care să permită și desfășurarea de competiții în incinta acestui complex sportiv de agrement Moldova, în speță stadionul Moldova. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt iubitori ai sportului, înțeleg că prin mișcare, mișcarea de fapt înseamnă și sănătate și vom încuraja pe toate căile să îi vom încuraja pe romașcani să facă cât mai multă mișcare prin toate atracțiile pe care le vom oferi. Costurile s-au ridicat undeva în jur de 100.000 de lei, cea mai scumpă a fost gura, nu atât zgura în sine, cât aproape cât a costat zgura, a costat și transportul. Zgura este adusă de la Câmpul Lung Mușcel. E singura societate din România care mai prelucrează această zgură. Această companie
furnizează și terenurilor de tenis pe zgură din țară acest material. Deci undeva vreau să mulțumesc de asemenea companiei Elis Pavaje, care ne-a oferit la un preț subvenționat bordurile care mărginesc zgura, și bineînțeles și firmelor care au lucrat cu responsabilitate. De acum este în sarcina noastră să întreținem această zgură. Zgura este puțin mai pretențioasă. Voi avea și o discuție cu profesorii de sport care doresc să se antreneze aici. Oarecum să le dăm lor această sarcină de a întreține zgura, fiind și profesioniști în această materie. Fondurile sunt din bugetul local? Sunt din bugetul local, din fondurile de reparații curente. Am înțeles că și care largă acum pe pistă ar dori un regulament intern să fie sau afișat. Da, lucrăm la acest lucru. Noi am dorit să oferim cât mai repede spre a se bucura de această pistă. Colegii mei de la Clubul Sportiv Municipal vor lucra și la un regulament care va fi afișat pe poarta de intrare, astfel încât toți cei care participă să-l respecte și să se simtă în același timp protejați. Stadionul Moldova, inclusiv pe partea de gazon, pe partea dinspre pistă, este dotat și cu camere de luat vederi, pe de o parte, în vederea oferirii unui sentiment de siguranță celor care vin în această zonă, pe de altă parte, și pentru paza pe timp de noapte acestui obiectiv.